ora 17, din nou în direct, sunt Ioana Constantin. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas aici la Politica Zilei pe B1 TV. Începem așadar a treia oră în care discutăm despre cum vrea guvernul să modifice atât formula de calcul la salariu minim, cât și legea salarizării sporuri introduse în salariul brut. O să ne uităm la aceste chestiuni, dar și la legea antipăcănele, care a trecut cu mare scandal de Parlamentul României. O să vedem împreună principalele declarații și ce promit aleșii care vor acum să lucreze online. V-am zis, a fost ședință de guvern online, acum urmează Parlamentul online și așa nu veneau la muncă prea mult. Ce să faci? Asta e greu, dar pensia specială e importantă, știți că stăia din spate care o tot cer și au și câștigat în instanță. O să vorbim însă despre camerele audio-video în școli și despre cum nota la purtare poate să influențeze examenele de admitere. Foarte interesant cum doamna Weber, avocatul poporului, se opune introducerii acestor camere în interiorul școlilor. Nu știu, doamna Weber, n-am fost o preocupată nici de taxa pe boală, nici de alte probleme de taxare sau de alte chestiuni de violență. Nu mi s-a părut că este foarte interesată de lucrurile astea, dar e interesată să nu cumva să avem camere audio-video în școli. A crescut foarte mult violența, chiar discutam și în pauză despre violența în rândul copiilor, dar și violența în interiorul familiilor, pentru că vedem tot mai multe crime, vedem tot mai mulți copii care vin cu cuțite, cu arme, la școală, copii care se droghează la școală, copii care vând droguri la școală. Nu face nimeni nimic împotriva acestor lucruri real. De vorbit, trâncănim toți. Dar în mod real, nu facem nimic să salvăm acești copii. Începe a treia oră de Politica Zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această a treia oră, printr-o legătură video alături de noi, doamna Lumința Barcari, este deputat PNL. Bună ziua, mulțumesc că sunteți aici. Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație. Și au rămas alături de noi fostul ministru de finanțe Gheorghe Alomițianu, președinte PMP Brașov. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Și senatorul PSD Bogdan Matei. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Matei. Hai să ne uităm un pic la ce se întâmplă cu salarizarea în România, pentru că doamna ministra Muncii vorbește despre o nouă formulă de calcul pentru salariu minim care va exista anual. Înțelegem că sunt tensiuni în interiorul coaliției doamna Barcari pe salariu minim. De la 1 iulie ar trebui să crească, e posibil să nu mai crească salariu minim. De ce? Ce înseamnă asta? Să nu mai existe negociere, să avem o formulă de calcul la salariu minim? În primul rând, nu s-a spus oficial că nu va crește salariul minim. Deci, informația oficială de la guvern este că de la 1 iulie vom avea acel salariu minim anunțat, iar cu această formulă mie mi se pare foarte corect. De ce? Ca să avem și noi o predictibilitate. Și doamna ministru a spus foarte clar că vom avea mai multe elemente care se vor adăuga în această formulă de calcul, să nu mai fie nici oamenii de afaceri luați prin surprindere, pentru că ei erau cei care își dădeau peste cap, eu știu, și bugetul estimat și așa. De fapt, și bugetul nostru ar fi fost dat peste cap dacă nu aveam o predictibilitate în legătură cu salariul minim de la an la an. Să crească odată cu inflația și așa mai departe. Deci, eu cred că este un lucru foarte bun această formulă de calcul. Domnule ministru Alomițianu, cum vi se pare? Bine, n-a explicat nimeni clar cum naiba se calculează, vă dați seama. Un liberal spune că se crească salariile din pix. E un lucru extraordinar, fără să țină seama de mediul de afaceri. Trebuie o negociere cu mediul de afaceri, că multe IMM-uri, prin faptul că au fost supraimpozitate în ultimul timp, multe dau faliment. Și orice creștere a salariului fără a avea la bază productivitatea muncii, totul se va duce în prețuri. Mă așteptam la PNL să spună, domnule, trebuie să reducem taxarea muncii, pentru că avem cea mai mare taxare a muncii din Europa, 42%, și într-adevăr să rămână mai mulți bani în buzunarele române, dar mai mult respect pentru mediul de afaceri. Mă refer la întreprinderi mici și mijlocii, la capitalul românesc. Doamna deputat, cred că e... Într-adevăr, trebuie să fie acum pe placul actualei guvernări, PSD-PNL, care guvernare care vrea mai mulți bani la buget, o supraimpozitare, pentru că orice creștere a salariului minim pe economie va duce la creșterea
impozitelor și taxelor, deci o creștere a impozitelor și taxelor, totul se va duce în prețuri, iar foarte multe firme vor avea probleme pentru că trebuie să crească salariile, trebuie să fie o ierarhizare. Și atunci ne mai mirăm de ce cresc prețurile, că actuala guvernare este generator de creșteri de prețuri, de inflație. Și cum spunea domnul Coșa, un reputat profesor în macroeconomie, guvernul este producător de inflație. Și atunci ne mai mirăm de ce românii spun că o duc cel mai greu din toate perioadele. Sigur, asta e guvernare disprețul oamenilor cu venituri mici și un dispreț față de firmele mici și mijlocii cu capital românesc. Se vorbește de indicatori ca inflație, cum spunea doamna deputat, productivitate, corelarea nivelului salarial. Dar cine generează inflație, doamna? Guvernul. El face inflație ca să mănânce din ea. Creșterea de impozite și taxe. Da. Creșterea accizei, vedeți, la carburanți. Bogdan Matei. Da, cert este că guvernul își dorește creșterea salariului minim, dar nu oricum. Dacă important este că s-a demarat acest dialog cu mediul de afaceri, că de fapt în fond și la urma urmei orice criteriu am pune noi, creșterea indicelui de inflație. Aici nu vorbim ca și la pensii unde statul e obligat din bugetul asigurărilor la pensii sau suplimentar să pună acest lucru, orice creștere de salariu minim, indiferent de ce criteriu vorbim, în marea parte a acestei creșteri vine ca presiune pe mediul de afaceri. Ori, în tot acest context trebuie să ai un dialog cu mediul de afaceri și să găsești cea mai bună soluție astfel încât să nu pui presiune foarte mare pe mediul de afaceri. Este corect, poți să vii și cu anumite facilități, așa cum spunea și domnul Ialomițeanu în ceea ce privește taxarea mediului de afaceri. Știm foarte bine care este această taxare și până unde ajunge. Tocmai de aceea eu consider că dialogul este unul constructiv și sunt convins că în finalul acestor discuții vom avea această creștere a salariului minim, dar strict cu un angajament solid din partea mediului privat în colaborare cu guvernul. Mediul privat săracul ar vrea să nu le mai spuneți ce să facă atât. Atunci să le luați taxele de pe ei, dar asta e altă discuție. Da, eu abia aștept să văd ce se întâmplă și cu legea salarizării care trebuia să fie gata de un an, mai puțin se face un an. La bugetari. Da, la bugetari, păi nu. Acolo sporurile acum ci că intră în salariu de bază, nu știu care, noi avem peste 50 de sporuri. Noi e o nesimțire absolută în asta cu sporurile, nesimțirea nesimțirilor e, da. În 2011 s-a dat o lege a salarizării cu sporurile maxim 20%. Acum au luat o razdă și acum vor să le introducă din nou în salariu. Și vă dați seama cu ce salarii vor fi bugetari în raport cu cei din sectorul privat? E o frustrare. Păi o să închidem, domnule, toți și facem ca, cum a zis domnul Barbu, domnul nostru președinte Nicolae Ceaușescu. Păi ei, și mergem toți acolo. Bine, hai să vedem ci că se pregătesc să reformeze asta cu păcănelele. Ați votat, sunteți aici deputat, senator. Haideți să vedem principalele declarații, ci că fără păcănele în satele României. Scandal mare, nici nu vreau să vă zic ce au făcut pe acolo. Hai să-l ascultăm pe Simonis de la PSD. Este un prim pas, o primă lege împotriva industriei jocurilor de noroc, împotriva acestei mafii, acestei mafii a jocurilor de noroc din România. Nu e ultimul pas. Avem o primă lege care are un termen de intrare în vigoare de 10 zile. Nu 6 luni, cum a fost propus inițial, nu un an, ci 10 zile de la publicarea Monitorul Oficial, pleacă spre promulgare poimâine sau mâine. Deci de mâine, după ce curge termenul în care președintele poate promulga legea, mai are 10 zile pentru intrare în vigoare și toate păcănelele și toate aparatele de slot mașini din localitățile sub 15.000 de locuitori se vor închide. Este o victorie a Parlamentului României. Opoziția a votat, întreaga opoziție a votat acest proiect de lege. Deci dacă era atât de prost, cum zic dânsii, și dacă era atât de incomplet, cum spun dânsii, și era atât de rău, cum spun dânsii, nu ar fi trebuit să-l voteze. Au votat, cu excepția patru neafiliați rătăciți, toate grupurile parlamentare, în unanimitate, cu excepția neafiliaților care nu fac parte din grupurile parlamentare, au votat această lege. Nu înseamnă că e bună, că mă gândesc că n-au votat o lege proastă. Da, Bogdan Matei, n-ați votat o lege proastă, foarte interesant. Deci când se aplică și cum se aplică, să înțelegem noi. Nu le mai vedem până toate comunele țării? Da, dacă mergem exact pe Constituție, cred că în 30 de zile ea intră în aplicare. Uh-huh. Asta în condițiile în care peste două zile va fi trimisă la promulgare pentru președintele Iohannis, 20 de zile la promulgare, plus 10 termenul de intrare în vigoare de la promulgare și publicare Monitor Oficial. Eu cred că în 30 de zile această lege își va face efectul. Este un pas foarte important pentru că marea majoritate a acestor săli de jocuri de noroc, slot, mașini și cum se spun ele, se regăseau
în localitățile mai mici de 15.000 de locuitori ca și populație. Din punctul meu de vedere e un pas important, pentru că, repet, și cei care vor mai rămâne, știm foarte bine că s-au modificat legea și au taxe foarte, foarte mari, deci cei mici cu siguranță nu vor putea supraviețui pe această, în această piață. Iar din acest punct de vedere, eu consider că este un pas important în această direcție de a opri acest flagel care a dus la distrugerea atâtor tineri. Vă rog, domnule ministru. Sunteți cadru didactic, mai ales că ați făcut și psihologie la facultate, că sunteți profesor de educație fizică. Nu, vorbesc foarte serios. Oamenii au în sânge să joace. Credeți că nu se vor mai întâmpla să nu apară firme clandestine să se joace ilegal și statul să nu ia niciun leu, instituțiile să nu fie în stare să sancționeze sau să fie o înțelegere cu firmele, așa o complicitate, pentru că așa se întâmplă și în anumite zone unde, uitați, prostituția se întâmplă în România, se întâmplă și indiferent de instituții cu tare. Să nu cumva să se întâmple lucrurile acestea și să fie situații mult mai grave față de o situație în care erau acum legalizată. Vă spun așa, ca un om care ați făcut, adică lucrați în învățământ și aveți totuși o experiență legată de reacția persoanelor. Asta și pentru că mulți copii, mulți minori au ajuns să joace. Copii. Da. Nu, fără nicio glumă. Da. Nu, este foarte corect ceea ce spuneți dumneavoastră, că de obicei copiii fac ceea ce le interzice, aia încearcă să facă. Și e corectă pledoaria dumneavoastră, este doar un pas. Știm foarte bine, nu știu, după 1989, când eram eu mic, se practica alba neagră. Cred că toată lumea a auzit, era ilegal. Da, dar foarte mulți mergeau acolo. Da. Și aici poate să existe acest efect al faptului că pot apărea aceste clandestini, sigur că și aici, pe această direcție, va trebui să iei măsuri. Greu de spus cum și ce, cert este un singur lucru. Din perspectiva mea, acest flagel nu va putea fi eradicat 100%. 100% nu. Doamna deputat Barcari, e un prim pas, dar ce vreți să faceți mai departe? Pentru că ele sunt de toate felurile, și online, și pun localitățile mai mari, mare, Brânză, se urcă în autobuz, se duc cu rata, o comună mai încolo. Da, încercăm totuși să limităm. De ce? Pentru că ați văzut, creează dependență aceste jocuri de noroc. Foarte multe familii s-au destrămat pentru că ajungeau să se împrumute, să fure din casă și așa mai departe. Știu cazuri concrete. Prin astfel de măsuri noi încercăm să limităm. Dacă noi interzicem acum în localitățile mai mici de 15.000 de locuitori, așa cum spuneți dumneavoastră, ar trebui să meargă cu un transport în comun, da, în altă localitate. Probabil că le va fi mai greu să facă acest lucru și dăm în acest fel un semnal către toți cei care ar putea să contribuie la limitarea acestui fenomen, pentru că este într-adevăr un fenomen, e ca un drog. Și trebuie să luăm măsuri pentru a limita accesul la sălile de joc, mai ales pentru copii. Pentru minori, într-adevăr, da, pentru că de multe ori... Dacă instituțiile sunt pregătite să facă lucrul ăsta. Nu, păi ele sunt mână în mână, dar de foarte multe ori jucatul ăsta la păcănele este împreună cu alcoolul, cu drogurile, cu alte tipuri de infracțiuni, că despre asta e vorba în mod real. Și dacă tot ne ducem... În momentul în care, doamna Ioana Constantin, se vor desfășura în mod ilegal, vor fi mulți bani la negru și vă spun, lucrurile nu se vor elimina, s-ar putea să fie o zonă gri sau neagră unde se vor desfășura activitățile respective, iar cei care joacă vor fi într-o nesiguranță mult mai mare comparativ cu această perioadă când erau legalizate. Ceea ce se întâmplă, da, de acord. Nu, dar toate lucrurile astea atunci când le reglementezi prost, parțial, pe bucățele, nu fac altceva decât să dezvolte și mai mult zona neagră. Apropo de tot ce am vorbit aici, de violență, de droguri, de alcool și așa mai departe, hai să ne uităm un pic la zona de educație și profit și de participarea doamnei Barcari. Tot discut de săptămâna trecută povestea asta cu camerele în școli. Eu am fost un mare critic al doamnei Deca, redactor șef la România Educa, cum îi zice domn profesor Coșa, dar
Asta cu camerele mie în școli mi-a plăcut, pentru că îți pare că n-ai, oricum multe variante nu prea mai sunt. Copiii ăștia, în mare parte, prin școlile din România se droghează, se bat, am văzut tot felul de abuzuri sexuale și așa mai departe. Nu că au început să-și bată profesorii, au început să se bată cu profesorii, se droghează în clase, e scăpat de sub control, filmează, fac TikTok în timpul orei, altă nebunie. Care îndrăznea pe vremea noastră să ia telefonul ăla cu butoane de la aveam? Păi numai dacă îl scoteai din ghiozdan, te scoteai și pe tine din sală, nici nu îndrăzneai. Nu mai există disciplină, nu mai există niciun fel de respect. E, acum înțeleg că există și o dorință să legăm nota la purtare de examenele de admitere. Da, Barcari, de ce e toată opoziția asta? De ce nu s-a discutat înainte de introducerea acestor camere în școli? Hai să mergem în dezbatere. Pentru că, doamna Barcari, spune așa, doamna Weber, avocatul poporului, domne, se încalcă drepturi și nu știu ce. Vin sindicatele, pe care eu nu le-am mai auzit, când cereau majorări, după aia au dispărut. Domne, nu se poate fără acordul profesorului, fără acordul elevului, după care îi bat elevii în clase și tot ei vin și spun, nu se mai poate cu violența, să facă ceva statul. Deci cum oprim ceea ce se întâmplă în școli? E o problemă foarte mare, violența, drogurile, alcool și o grămadă de alte comportamente deviante. Da, într-adevăr, camerele de luat vederi instalate în școli ar putea fi o soluție, de ce? Ca să depistăm anumite incidente și poți dovedi ce s-a întâmplat. Că de multe ori era cuvântul profesorilor împotriva cuvântului elevilor sau un elev împotriva altui elev. Să știți că și acum sunt camere în școli. Și există o legislație în acest domeniu care poate fi îmbunătățită astfel încât tot să-și dea acordul, dar să nu uităm că în toate școlile sunt camere pentru că examenele naționale se desfășoară având camere montate în școli. Tot procesul se înregistrează. Așa și aici, dacă normele vor fi foarte bine precizate, că aceste imagini nu pot, la aceste imagini nu pot avea acces oricine. Și, mă rog, alte prevederi care nu încalcă, eu știu, intimitatea, să nu montezi camere în toalete, de exemplu, ci doar acolo unde se spală copiii pe mâini. Dar în mall-uri, de ce nu sunt deranjați cetățenii de camerele din mall-uri, de exemplu, că sunt peste tot? De acord. Da? Întreb. Eu ca părinte și ca profesor, pentru că sunt profesor, am fost inspector, eu nu am întâmpinat dificultăți sau nimeni din școală nu a fost împotrivă, știind că în felul acesta crește siguranța celor din școală. Vezi cine intră din afară, vezi ce se întâmplă, imediat chem poliția și așa mai departe. Deci ar fi niște reguli foarte binevenite. Cei care nu sunt de acord, mă rog, poate au ceva de ascuns. Da, dar e o problemă când sindicatele sunt împotrivă, doamna Barcari, când avocatul poporului se trezește și spune asta, în loc să se ocupe de alte lucruri. Nu am văzut-o pe doamna Weber preocupată mai de nimic în societatea românească. Da, domnule ministru, da, și eu m-am profesor. Întrebat. Da. Și eu m-am întrebat de ce ar putea fi împotrivă. Vă rog, domnule ministru. Și eu sunt cadru, am fost și cadru didactic la liceu, la Colegiul Național Andrei Bârțeanu din Brașov și la universitate și sunt de acord cu doamna deputat, pentru că nu mai ce s-a ascuns ca și în calitate de cadru didactic. Dacă îți faci treaba și aici sunt de acord cu doamna deputat, dacă un profesor își face treaba, problemele apar din ce în ce mai puțin. Dacă nu îți faci treaba, întârzi la oră sau începi să discuți, să te plângi în fața elevilor că ai probleme și cu veniturile cu tare, apar probleme. Și camerele de luat vederi sunt necesare, având în vedere amploarea luată a acestor eveniment. Sigur că în toalete, în anumite locuri, nu. Dar cine un portar sau un profesor de serviciu nu poate să rezolve problema, pentru că sunt probleme și probleme și atunci și o reacție rapidă poate să fie prin aceste imagini. Iar mulți părinți nu sunt de acord să, când le spui că copiilor fac anumite lucruri, încep să nege și atunci când le arăți imaginele clare, într-adevăr, poți să mergi mai departe. Iar sindicatele fac un rău învățământului protejind pe anumiți profesori care nu sunt de acord cu aceste camere de luat vedere. Bogdan Matei,
ești profesor, ai fost ministru al tineretului și sportului. Ce facem cu acești tineri? Pentru că e un derapaj foarte mare, niște violențe uluitoare în școală, adică de multe ori nu poți să privești ce fac, lasă bătăile, a ajuns într-o altă zonă. Ei, și cei care ar trebui să-i ocrotească până la urmă sunt cei care se opun primii. Da, păi dacă ne uităm la Asociația Părinților, când am votat legea învățământului preuniversitar, au fost cei care s-au opus să nu introducem uniforma în unitățile școlare, deși în învățământul privat nu există excepție. Dacă vrei să-ți duci copilul la privat, ești obligatoriu să ții îmbraci în uniforma stabilită de unitatea școlară. La stat nu s-a putut, că ar fi o altă chestiune. Da. În al doilea rând, eu sunt pro-camere de luat vederi peste tot, cu excepția toaletelor, Nu este... Corect. Cât am fost profesor de educație fizică, am avut cameră de luat vederi în sala de sport. N-am întrebat niciodată dacă ea funcționează sau nu pe perioada procesului instructiv educativ sau doar pentru chiriași. Nici nu m-a interesat. Dacă vrem într-adevăr să fim corecți cu noi la locul de muncă, atunci nu trebuie să avem niciun fel de problemă dacă în cele 50 de minute funcționează o cameră de luat vederi. Nu cred că cineva are ceva de ascuns în desfășurarea procesului instructiv educativ, cu mențiunea că acces trebuie să aibă doar anumite persoane în unitatea școlară și instituțiile abilitate când la cerere. Când se întâmplă vreo nenorocire, dar... Din punctul meu de vedere, cred că este cea mai bună decizie pentru a mai diminua puțin din ceea ce se întâmplă astăzi în unitățile. Eu spun că ar descuraja foarte mult. Din contră, eu aș pune și afișe foarte mari în care i-aș anunța cu litere pe A4 de 30, 50, 70, în care le-aș spune: atenție, în această clasă sunteți monitorizați audio și video. Nu cred. Mai mult de atât, nu sunt de acord ca nota la purtare să contribuie decisiv la examenele naționale. Trebuie să facem distinția între măsura coercitivă ce poți să o aplici la nota de purtare și examenul național, care este un test de cunoștințe generale ale elevilor. Sunt două lucruri total distincte în această categorie. Nu trebuie să fie mai importantă decât notele la disciplinele de bază. Mai ales că nota la purtare știm foarte bine că îți poate dăuna dacă vrei să mergi la Academia de Poliție, la Academia Militară. Cred că se impune mai multă disciplină. Este o anumită rigurozitate cu care pot fi de acord. Deși să știți că au fost foarte multe cazuri în care un elev a avut nota 9 la purtare din motive banale, subiective, și acestui copil i s-a stopat drumul în viață pentru o carieră ce și-o dorea foarte mult. Pentru că, dacă îmi permiteți, inclusiv nota la purtare putea fi scăzută și pentru numărul de absențe nemotivate. Și de aceea, într-adevăr, nici eu nu sunt de acord cu includerea notei la purtare în media generală. Dar ceea ce vreau eu să remarc, Plan Național de Combatere a Violenței Școlare a fost și până acum, dar mă bucur că el va fi revizuit și în acest plan se dorește includerea și a camerelor de supraveghere, dar și creșterea numărului de consilieri. Eu aș spune consilieri psihologi, pentru că știm foarte bine câtă nevoie au copiii de consiliere psihologică. Sunt prea puțini consilieri. Legea chiar prevede creșterea numărului de consilieri și un număr de deci un consilier la mai puțin elevi. Încet, încet sunt convinsă că se va regla și această situație, dar și pregătirea lor este importantă. Fenomenul bullying-ului este răspândit, chiar dacă nu se ajunge la violență, dar bullying-ul este de mai multe feluri. Da? Și aici psihologul are un rol foarte important. Eu cred că nu mai suntem în faza de bullying. Eu vă înțeleg, aud foarte des povestea asta. Nu mai este bullying. Bullying când eram noi mici era altceva și noi nu-i spuneam bullying. Acum nu mai este bullying. S-a trecut la o fază în care acești copii se lovesc, se iau la bătaie, s-au ajuns în zone care țin de sexualitate, lucruri care nu se întâmplau. Așa că ne trăgeam de codițe și aveam impresia că unii suntem mai slabi, alții mai grăsuți, alții mai nu știu cum. Aia putea să o considerăm bullying. S-a depășit. Nu mai suntem la bullying, suntem la cu totul altceva în școlile din România, de la vârste foarte mici. Nu știu. Vreau să le mulțumesc lui Bogdan Matei, Luminței Barcari. Luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Domnule Lămițianu, ne revedem pentru doar câteva minute să vorbim pe teme economice.
Din nou în direct la Politica Zilei. Vorbim puțin despre situația economică, pentru că deficitul a sărit de 2% și suntem abia în luna aprilie și ne referim doar la primele 3 luni. Sigur că domnul Boloș ne spune că, vai de mine, asta nu e o problemă, că ne văicărim noi toți. Discutăm însă, a rămas alături de noi ministrul, a fost ministrul de Finanțe, Gheorghe Lămițianu. Mulțumesc mult, domnule ministru. Am văzut însă și niște declarații ale domnului Dăianu, care, mă rog, a fost de acord de-a lungul timpului cu tot felul de lucruri pe care le-a făcut guvernul și acum ne vorbește despre cum acest deficit e ca un meci de box și ne spune că inflația alimentară lovește în nevoiași. Haideți să vedem împreună declarația și apoi discutăm. Spune așa domnul Dăianu, în societatea românească se duce un război distribuțional. Cineva trebuie să plătească, ori plătim toți, ori plătește o parte. Sper să nu ajungem în situația să plătim toți, nu în mod egal, să plătim taxa prin inflație. Se poate, e o măsură extremă dacă ajungi să umbli la TVA. Lovește în nevoiași. Cei care au bani mulți nu se sinchisesc, cei care au bani puțini ei simt la raft. Una e inflația alimentară versus așa cum e calculată. Pentru cei care trăiesc numai din salariu, pentru ei contează inflația alimentară, adică prețurile la alimente, domnule ministru. Domnul Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, sigur că a spus la un moment dat că trebuie reduse cheltuielile. Dacă nu se reduc cheltuielile, a fost un susținător al anulării facilităților fiscale pentru cei din construcții, pentru cei din industria alimentară, IT, și toate aceste facilități anulate, sigur, au dus la creșterea cheltuielilor cu salariilor, a creșterii impozitării și toate s-au dus în preț. Prin faptul că a susținut domnul Dăianu creșterea de impozite și taxe pentru reducerea deficitului, totul s-a dus în prețurile la alimente, dar am văzut guvernul că nu numai că n-a redus cheltuielile bugetare, le-a și majorat cu peste 20% în primele luni ale acestui an. Dar dânsul n-a fost un critic vehement sau o persoană responsabilă de a trage un semnal mult mai dur, pentru că este totuși președintele Consiliului Fiscal și această instituție funcționează potrivit legii. Acum ne spune că vor crește prețurile la alimente și cineva suportă. Noi trebuie să știm că cei care suportă cel mai mult sunt cei cu venituri foarte mici. Și am văzut că cei cu venituri foarte mici fac față cu greu la creșterea prețului, a scăzut foarte mult consumul și vedem că oamenii consumă din ce în ce mai puțin sau a crescut și inflația, dar a crescut foarte mult și evaziunea fiscală. Și atunci asigur că și la bugetul statului nu se adună foarte mulți bani. De unde vedem o încasare suplimentară la bugetul statului în primele luni? Prin creșterea TVA-ului și atunci ceea ce se vinde automat se încasează mai mult din TVA. Vedem că anularea facilităților la salariații din industria alimentară, din agricultură și IT, sumele au ajuns la buget, dar pe termen mediu s-ar putea multe locuri de muncă să dispară și prețurile să crească în continuare. Domnul Dăianu parcă se spovedește în acest post al Paștelui, spunând că a greșit într-o perioadă când a susținut anularea facilităților fiscale și prețurile vor crește în continuare și cei care vor plăti sunt cei cu venituri mici, pentru că cei cu venituri mari vor suporta mai puțin din această creștere. V-aș întreba pe finalul discuției, domnule Lămițianu, cu deficitul ăsta, dacă e 2,1 acum, cât o să fie la finalul anului? Doamna Ioana Constantin, 7%, pentru că va fi o iresponsabilitate în această perioadă, fiind an electoral. Domnul Ciolacu a zis că nu-l interesează deficitul bugetar, dar asta înseamnă îndatorarea țării, adică țara va fi înglobată în datorii. Datoria va fi foarte mare, ne împrumutăm la dobânzile cele mai mari. Actuala coaliție joacă pe o carte, să câștige alegerile, nu interesează cum vor lăsa țara după alegerile din decembrie.
o să vedem chiar și o majorare a taxelor de la jumătatea anului, iar dacă vor guverna cei de la PSD-PNL de la 1 ianuarie 2025, românii vor fi mai săraci și o să o ducem mult mai greu. Singura soluție este alternativa Dreapta Unită, care susține cota unică și sprijinirea mediului de afaceri și o reducere a cheltuielor bugetare, pentru că nu putem funcționa prin majorarea de cheltuieli bugetare și sacrificarea mediului de afaceri românesc și a puterii de cumpărare a românilor. Mai trebuie și reparat din urmă că au nenorocit tot mediul de afaceri. Va fi foarte greu. Doamna Ivana Constantin, scurt. Va fi o perioadă mult mai grea față de 2009 și atunci eram ministru de finanțe, pentru că fostul guvern condus de Tăricianu a lăsat țara la marginea prăpastiei, susținut de către PSD. Acum situația va fi mult mai grea și de reparat. Trebuie un guvern responsabil. Actuala coaliție nu are nici morala, nici responsabilitatea să mai conducă țara de la 1 ianuarie 2025. O să vedem și votul oamenilor. Mulțumesc mult! Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, președinte PMP Brașov. Mulțumesc mult, domnule ministru! Scurtă pauză, revenim pentru finalul emisiunii. Foarte, foarte chinuiți parlamentarii noștri, acum cer să lucreze online. A fost chiar o solicitare a Comisiei de Buget Finanțe, că și așa suntem în groapă totală cu economia țării. În schimb, spune domnul Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, nu înseamnă că nu se lucrează. Dar totuși, eu vă spun, oameni buni, că indemnizațiile rămân aceleași. Numai că parlamentarii noștri vor o singură zi cu prezență fizică, restul să fie online, comisii și chiar plen. La Senat se cam lucrează așa după pandemie, am înțeles de la aleșii de acolo. E bine, eu zic să nu mai vină deloc, să-și facă niște campanie, că noi plătim, nu-i problemă. Cu această informație închidem politica zilei astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit. De la Fix începe Bună România. Vă așteaptă imediat colegii mei, Radu și Răzvan. Eu sunt Ioana Constantin. Vă doresc o seară liniștită. Pe mâine!